Consecințele bunurilor contrafăcute asupra sănătății și a vieții oamenilor sunt greu de evaluat și este foarte posibil ca pe unele dintre ele să nu le sesizăm ori să nu le înțelegem vreodată. Este greu de spus dacă medicamentele contrafăcute sunt mai periculoase decât piesele de mașină ori de avion contrafăcute în privința consecințelor. Și este desigur la fel de greu de spus dacă sunt mai periculoase băuturile alcoolice contrafăcute ori alimentele contrafăcute decât produsele cosmetice, obiectele de îmbrăcăminte sau țigările, și comparațiile pot continua. Contrafacerea are un impact uriaș asupra bugetelor statelor afectate de acest fenomen, descurajează investițiile celor corecți, are efecte nocive în privința locurilor de muncă, asupra sănătății și a vieții noastre și, desigur, are efecte în ceea ce privește încrederea pe care fiecare dintre noi ne punem în originea și calitatea bunurilor purtătoare de mărci pe care le achiziționăm. Cum stăm? Am pierdut Siretul, Albița și Halmeu. Relax, baby. Nu avem sculini. Iubi, boss! O sălta tot. Ce fac cu organele? Un flec. Meciurit rețeau. Contrabanda este crimă organizată. Legislația din România sancționează doar persoanele care se ocupă cu asemenea activități ilegale sau există totuși o implicare și o responsabilizare, ca să nu folosim cuvântul pedepsire, și a celor care aleg să susțină acest fenomen prin cumpărarea cu bună știință a produselor de contrabandă sau a celor contrafăcute? În România, contrabanda este o infracțiune gravă și legiuitorul a incriminat-o și se pedepsește cu o închisoare de la 2 la 7 ani. Există și variantele agravante, când pedeapsa este până la 15 ani de închisoare, dar ceea ce trebuie să știe cetățenii care aleg să adere la o rețea de contrabandă sau să sprijine în orice mod rețelele de contrabandă, că în țara noastră este incriminată și contrabanda asimilată. Practic, aceasta este pedepsită cu aceeași pedeapsă. Dar, ca să fiu mai precis la întrebarea dumneavoastră, legiuitorul a vrut să extindă asupra a altor activități colaterale legate de contrabandă această incriminare. Cetățeanul, atunci când alege să cumpere un produs de contrabandă, trebuie să aibă în vedere și faptul că contribuie la alimentarea în mod indirect a rețelelor de contrabandă cu venituri ilicite și venituri care nu sunt înregistrate și nu, pentru care aceștia nu plătesc taxe și impozite și accize la bugetul de stat. Practic, cetățeanul contribuie la alimentarea cu sume care reprezintă bani negri și care ulterior sunt folosiți de rețelele de contrabandă pentru a alimenta alte tipuri de infracțiuni sau pentru a comite alte tipuri de infracțiuni, gen spălarea banilor, prin introducerea acestor sume în circuitul legal. Ce se poate face pentru a schimba percepția oamenilor, a românilor, despre achiziționarea și acceptarea pentru a achiziționa acestor produse de contrabandă, acestor produse care sunt contrafăcute și clar nu ating standardul de calitate al unui produs original? Contrafacerea, în primul rând, înseamnă un risc enorm pe care ți-l asumi, pentru că sunt anumite categorii de produse care îți pot pune în pericol sănătatea și chiar viața. Este primul lucru la care trebuie să se gândească un consumator. Al doilea lucru pe care trebuie să-l aibă în vedere este că în momentul în care achiziționezi un produs contrafăcut, să zicem la jumătate din prețul produsului original, satisfacția, durata de viață, garanția pe care acel produs ți-o oferă, este chiar mai puțin decât jumătate din prețul pe care îl plătești. În momentul în care noi încurajăm sau asistăm pasiv la apariția acestui fenomen și de ce nu dezvoltarea lui, trebuie să avem în vedere faptul că creștem gradul de nesiguranță în zona respectivă, pentru că
și autoritățile pot combate eficient aceste fenomene atâta timp cât au și sprijinul populației. În momentul în care noi nu ne asumăm faptul că am achiziționat un produs contrafăcut și că am fost păcăliți, iar pasul următor ar trebui să fie cel îndreptat către autorități și nu colaborăm deloc cu autoritățile, acest lucru va rămâne și nu se va schimba cu siguranță nimic. Colecția de contrabandă prezintă Șeful de rețea. Noua linie de cărăuși de munte. Cea mai bună vânzătoare din piață și de la gară. Și cel mai fidel client. Contrabanda, o modă care te prinde. De la 2 la 7 ani. Când marfa contrabandată ajunge în România, este deja indigenizată în Europa, ceea ce face mult mai ușor după aceea să o transporte din România și să o distribuie în toate țările europene. Ne confruntăm cu acest fenomen și chiar observăm că România nu este o piață de destinație a acestor produse de contrabandă, ci este o țară de tranzit din care se transferă aceste produse și se comercializează și pe piețele din țările din comunitatea europeană. Fără o cooperare eficientă din partea celorlalte țări implicate în această schemă de contrabandă, nu o să putem niciodată să asigurăm finalitatea muncii noastre. Dacă nu avem o capacitate de reacție în timp real, foarte multe probe, foarte multe investigații nu își mai găsesc rezultatul, deoarece tot ce înseamnă rețelele și activitatea rețelelor de contrabandă se face fără a utiliza elemente sau activități oficiale, activități care implică lăsare sau, să, cum spunem noi, activități care lasă urme. Încălcările drepturilor de proprietate intelectuală sunt strâns legate de criminalitatea organizată, iar dezvoltarea internetului și a comerțului electronic permite o distribuire instantanee a produselor piratate în toată lumea, fără a putea oferi însă nicio garanție în privința originii și a calității, chiar dacă produsele sunt purtătoare de mărci. Cât despre consumatori, prejudiciile pe care aceștia le încearcă sunt greu de stabilit. Cu siguranță, ele sunt foarte mari. Siguranța, sănătatea și chiar viața le sunt puse în pericol de produsele contrafăcute. În alte state, instituțiile care sunt angrenate în combaterea acestui fenomen, în ceea ce privește comerțul online, folosesc și impun administratorilor platformelor de comercializare să utilizeze niște softuri special create pentru a compara produsele care urmează a fi introduse pe acea platformă pentru a fi vândute. Acest lucru înseamnă că ar putea și în România să fie introduse astfel de norme și reglementări care să impună celui care administrează platforma să nu-i dea voie să pună în să aplice pe platforma respectivă anunțurile de vânzare decât în urma analizării conform acelor softuri, folosirii acelor softuri speciale pentru a determina dacă acel produs este un produs licit, este un produs conform normelor și standardelor pieței din România. Aceste fenomene există pentru că în primul rând există o cerere. Ce determină acum cererea? E un lucru foarte important de stabilit. În urma cercetărilor am realizat că e vorba odată de nivelul de trai și în al doilea rând de prețul mult mai accesibil al acestor produse. Dar în afară de aceste două probleme, din cercetările realizate a reieșit o concluzie pe care nu am anticipat-o inițial.
acceptabilitatea socială a fenomenului. De multe ori se discută la noi în mass media despre celebra mamaie care vinde pătrunjel. E, pe această nișă a intrat foarte mult și ceea ce înseamnă contrafacere sau contrabandă, pentru că cel care se ocupă în momentul de față cu traficul ilicit de mărfuri încearcă să-și asimileze imaginea cu acelui haiduc care face accesibil un produs către cei care și-l pot permite doar în anumite condiții. Contrafacerea și contrabanda înseamnă, în primul rând, infracțiuni. De ce sunt infracțiuni? Pentru că odată este eludat statul, iar sumele de bani care ar trebui încasate de stat și repartizate către domenii prioritare, ca învățământ, sănătate, infrastructură, ajung astfel în buzunarele unor oameni certați cu legea și ceea ce e cel mai grav este că cei care se ocupă cu traficul ilicit de mărfuri nu sunt persoane izolate, ci fac parte din grupări de criminalitate organizată, de cele mai multe ori transfrontaliere. Singurul lucru poate nu foarte rău din ceea ce a însemnat pandemia a fost atenția acordată la un moment dat de către noi toți vis-a-vis de ceea ce înseamnă protecția noastră și a familiei. Și atunci, în perioada inițială, am avut foarte mare grijă la felul în care ne alegem materialele de protecție. Mă refer acum la măști, mă refer la dezinfectanți, etc. A fost o perioadă în care oamenii de rând au conștientizat că un produs de calitate este cel care face diferența, până la urmă, între viață și moarte. Din păcate, când vorbim de alte categorii de produse, această grijă a consumatorului nu se mai regăsește. Astfel încât, în funcție de produsul pe care l-ar achiziționa, o treime dintre români sunt gata oricând să achiziționeze produse contrafăcute sau provenite din contrabandă. Ne-ai dat niște exemple foarte relevante legate de perioada aceasta pe care cu toții o traversăm, perioada pandemiei de COVID-19, și ne-ai exemplificat cu materialele de protecție, cât de important a fost în tot acest interval să alegem materiale de calitate care într-adevăr să facă diferența de foarte multe ori și între viață și moarte. Cum ați folosit voi această perioadă în ceea ce privește munca pe care o desfășurați? Crezi că v-a fost de folos practic și uite situația v-a ajutat să relevați niște lucruri sau mai este mult de muncă până a schimba percepția oamenilor? În momentul în care controlul la frontieră a devenit mult mai strict din cauza pandemiei, s-a înregistrat o adevărată explozie în ceea ce privește contrafacerea prin intermediul coletelor mici. Deci a fost exploatată foarte bine această tendință a oamenilor și nevoia oamenilor de a face achiziții de produse prin intermediul online-ului. Ce am reușit și noi să facem în aceste condiții a fost să ne mutăm activitatea aproape exclusiv pe online și să demarăm o altă campanie, pentru că acest subiect mi s-a părut extrem de important la acel moment. Campania s-a numit Activ Informat Implicat. Am avut o campanie care a presupus 6 episoade în care am avut diverse explicații vis-a-vis de ceea ce înseamnă fiecare dintre aceste infracțiuni: contrabandă, contrafacere, felul în care aceste produse intră în țară, felul în care sunt comercializate, cum sunt păcăliți consumatorii, cum pot face distinția între un produs original și un produs contrafăcut. Și apoi am mai demarat tot în cadrul acestei campanii, cu ocazia zilei de 21 aprilie, care la inițiativa asociației noastre a devenit Ziua Națională a Luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri, încă o inițiativă, o campanie scurtă de 30 de secunde care va fi difuzată și pe televiziune, prin care arătăm într-o manieră non-conformistă ceea ce înseamnă traficul ilicit de mărfuri dezvelit. Contrafacerea și contrabanda gol-goluțe. Contrafacerea și contrabanda merg mână în mână. Sunteți niște scump. Da, țuțu, dar eu vând ieftinache. E muncă grea. Produsele contrafăcute nu îți oferă garanție. Atât dai, atât faci. M-am bucurat că sunt ieftin și acum... Nu te protejează. Probleme? Dacă nu se atentă... Nu te întineresc sau înfrumusețează. Ai mers pe încredere, nu? Dacă știam că sunt contrafăcute... Dar îți pun viața în pericol. Contrabanda înseamnă vulnerabilitate, risc și sărăcie. Nu vă e teamă? Mie? De ce ce-am? Mie, moșule?
În ultimul timp am observat, pentru a convinge cumpărătorul unor astfel de produse, cei care le contrafac apelează la metode de a convinge cumpărătorul și mai mult că acel produs corespunde din toate punctele de vedere, deși primul lucru la care ar trebui să fim atenți este prețul foarte mic. Am observat că se contrafac parfumuri mostre, eșantioane de parfumuri, chiar așa apar și pe elementele de siguranță ale ambalajelor. Această sintagmă folosită cu ocazia fabricării acestor produse conving și mai mult cumpărătorul că aceste mostre sunt și eșantioane sunt mai puternice, au un miros care persistă mult mai mult. Practic, acest lucru este numai un tertip, o metodă folosită de către cei care contrafac parfumurile să convingă cumpărătorul ca să achiziționeze acel produs. Care sunt lucrurile care au cel mai mare impact asupra oamenilor în general și cele care de fapt îi conving să renunțe să mai folosească aceste produse contrafăcute sau de contrabandă? Cred că am avut un caz celebru la începutul anului 2020 în care a fost vorba la Iași de 12 persoane care au consumat alcool contrafăcut, intervenind foarte rapid decesul. Cred că din punctul meu de vedere, dacă un astfel de exemplu nu e de ajuns pentru cei care apelează la astfel de produse și înțelegem perfect de ce o fac. Le înțelegem motivația sau lipsa unor resurse financiare care îi determină să încerce să-și găsească o anumită satisfacție în produse care s-au dovedit nu doar periculoase, ci chiar mortale. Nu cred că există un exemplu mai concludent decât acesta. Produsele contrafăcute îți pot pune și chiar ți-au pus viața în pericol. Este cel mai bun exemplu. Au mai fost exemple vis-a-vis de produsele cosmetice, au mai fost exemple vis-a-vis de măștile de protecție care s-au dovedit a fi neconforme. Până la urmă, experiența fiecăruia este cea care dictează, iar noi credem foarte mult și în bunul simț. Nu poți achiziționa un produs de calitate din locuri în care acel produs nu poate fi prezent la un preț foarte mic. Există o vorbă pe piață care spune: dacă un lucru e prea bun să fie adevărat, atunci cu siguranță nu poate fi adevărat. La fel și această oportunitate. Nu există categorii de produse care să nu vină cu un risc. Dacă ne referim chiar și la jucăriile pentru copii, în momentul în care alegi un produs care nu este de calitate, există un risc foarte mare ca și copilul tău să se nece cu o parte detașabilă. Știți că sunt foarte multe criterii de calitate care trebuiesc îndeplinite de un produs original. În cazul produselor contrafăcute, noi nu discutăm despre calitate, nu discutăm despre siguranță, nu discutăm decât despre profitul celor care se ocupă cu așa ceva. Ne-ai prezentat în discuțiile pe care le-am avut înainte de interviu un sondaj de opinie pe care voi l-ați realizat, care a relevat câteva informații foarte interesante. Și aș vrea să ne prezinți și nouă concluziile acelui sondaj și mai ales niște elemente de interes noi pe care voi le-ați avut în vedere cu acel sondaj de opinie. Foarte mult s-a discutat la noi despre dublu standard, dar nu s-a făcut nicio cercetare vis-a-vis de acest fenomen. Și atunci am vrut să vedem percepția publicului vis-a-vis de traficul ilicit de mărfuri, contrafacere, contrabandă, pus, dacă vrei, în relație cu dublu standard. Și datele au fost unele foarte, foarte interesante. În primul rând, atunci când îi întrebăm pe respondenți dacă în ultimii ani siguranța lor ca și consumatori a scăzut sau a crescut, un procent de 44% spun că siguranța lor a scăzut. În al doilea rând, dacă îi întrebăm dacă ar apela la produse contrafăcute sau provenite din contrabandă, o treime dintre români recunosc deschis că ar achiziționa astfel de produse. Dacă însă discutăm de dublu standard, la fel într-o relație cu contrafacerea și contrabanda, undeva la 40% dintre români identifică foarte corect produsul contrafăcut ca un produs care nu este original. 18% dintre români identifică contrabanda cu o ilegalitate și mai mult 20% dintre cei care ne-au răspuns o identifică
cu un produs care intră ilegal în țară și care produce evaziune fiscală. Da, dacă e să punem împreună aceste cifre, vedem că această cifră se apropie de procentul celor care identifică corect fenomenul contrafacerii. Dacă discutăm de dublu standard, 75% dintre români nu știu ce înseamnă dublu standard. Dar o proporție de aproximativ 92% dintre ei condamnă vehement dublu standard. Și am încercat să ne dăm seama de ce se întâmplă lucrul ăsta. Și cea mai probabilă explicație este faptul că atunci când discutăm despre dublu standard, în mentalul colectiv discutăm de un brand, de o marcă de renume. Acel brand, da, acea marcă, nu ne poate pune la dispoziție decât un produs exact la nivelul așteptărilor noastre. Plătim o sumă mai mare de bani, dar ne așteptăm să primim un produs care să ne satisfacă toate cerințele. În momentul în care discutăm de contrafacere și contrabandă, nivelul cerințelor noastre nu este același. Și atunci de asta încercăm de fiecare dată să explicăm că un produs contrafăcut sau un produs provenit din contrabandă nu este ceea ce consumatorul își dorește cu adevărat. Pentru că existența pe piață a acestor produse aduce atingere foarte multă produsului original. Pentru că îți pierzi încrederea în produsul original odată ce îl achiziționezi pe cel contrafăcut, în momentul în care ești un consumator de bună credință și tu consideri că ai achiziționat originalul și te trezești acasă pentru că nu ești atent sau pentru că nu ai informațiile necesare, educația necesară ca să identifici produsul original de cel contrafăcut. Va face față poliția acestui fenomen și chiar va încerca să-l depășească, pentru că ne vorbeați mai devreme de acea evoluție a societății. Societatea evoluează, metodele devin din ce în ce mai complexe și atunci și poliția, ca să reușească în această activitate, trebuie să fie cu un pas înaintea lor. Este necesar să îmbunătățim cooperarea interinstituțională, să lucrăm în echipă, să dezvoltăm acele task force-uri care ar trebui canalizate, ale căror resurse ar trebui canalizate către zonele în care identificăm că acest fenomen se manifestă. Dacă acționăm acolo unde acest fenomen se manifestă intens și practic se propagă, este, în opinia mea, un mod eficient de a combate la o scară cât mai largă propagarea acestui tip de infracționalitate. Să rămână? Să începem. Nu. Pe el? Nici pe el? Nu pot să vă ajut. Ba da, puteți. Rupe lanțul. Contrabanda cu țigarete este ilegală.